Vizitează sportmuscle.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscle TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și imagini video. sportinmuscle.ro. Sportul în muscle, secundă cu secundă. Bun găsit tuturor, stimați ascultători, vă spun și eu de aici din cabina de transmisie a stadionului Astra, a cochetului stadion Astra din Ploiești, pe care se întâlnesc astăzi Itin Brașov și Aro Câmpul Lung. Suntem în minutul 4 al acestei dispute, o dispută care a început promițător, scorul este în continuare 0-0. Timpul este ideal pentru fotbal aici la Ploiești, în tribune un interes foarte mare, sunt prezenți aproape 3.000 de spectatori, dintre care am fost informat circa 1.000 de suporteri a echipei din Câmpul Lung, care creează, ca și pe celelalte stadioane, cum am înțeles, o atmosferă foarte frumoasă. Iată o fază periculoasă la poarta celor din Câmpul Lung. Șut, balonul se menține în suprafața lor de pedeapsă, a șutat jucătorul Florin Petruș, însă, din păcate, pentru formația Itin Brașov, mingea l-a lovit pe coechipierul său Adrian Vasile, apoi fundașul Jitaru a reușit să îndepărteze pericolul. Terenul se prezintă aici la Ploiești cu un gazon impecabil pentru fotbal. Iată acum și cele două formații. Deci pentru Itin Brașov, antrenorul Dan Ghileanu a început în următoarea arcătuire în poartă Radu Turdean. La linia de fund, Arpad Fechete, Liviu Achim, Jean Stoica și Adrian Ologu. La mijloc, Gheza Sala, capitanul echipei, Marian Chiric, Aurel Ghindaru și Cristian Dudău. În linia de atac, Adrian Vasile și Florin Petruș. Pe lista de rezerve a formației Itin Brașov figurează portarul Adrian Mureșan și jucătorii de câmp Radu Iliescu, Mihai Nan, Virgil Marsavela și Mihai Chereste. De partea cealaltă, Aro Câmpul Lung, Mușcel, echipat în roșu complet, a început în poartă cu Laurențiu Heroiu. La linia de fund, Marian Jitaru, Cristian Gorgonaru, Liviu Dumitrescu și Daniel Durdun. La mijloc, Sandu Din, Elefterie Ionită, Iordane Simie și Vasile Mutu. În atac, Petruț Butaru și Coman, și Sergiu Coman, acesta din urmă capitanul formației, pregătite de directorul tehnic Nicolae Dobrin, antrenorul principal Ion Oblemenco și secundul Nicolae Tănăsescu. Pe lista de rezerve a celor din Câmpul Lung, portarul Eugen Angel și jucătorii de câmp Liviu Bădescu, Daniel Procorozie, Marius Panduru. Cei din Câmpul Lung sunt acum în atac pe partea stângă, au încercat să inițieze o acțiune periculoasă la poarta lui Turdean. S-a aflat acolo cu balonul la picior Sergiu Coman, el a fost însă depostedat, s-a atins ultimul balonul care a părăsit terenul de joc și portarul brașovean a repus chiar acum din marginea suprafeței sale de poartă. Această partidă este condusă la centru de vâlceanul Gheorghe Constantin, ajutat la cele două margini de Ion Constantinescu din Craiova și de târgovișteanul Ion Negoescu. Arbitru de rezervă un alt Ion, este vorba de Ion Danciu din Petroșani. Observator federal este domnul Mihai Ionescu, iar asistența tehnică a transmisiunii noastre directe de aici, de la Ploiești, este asigurată de colegii mei Ioan Niță, Gabriel Bădescu și Ilarion Răzăură, precum și de colegii de la Rom Telecom Prahova, George Șerban, Mihai Manea și Titi Stefănescu. Între timp am intrat aici la Ploiești, pe stadionul Astra, în minutul 7 al disputei dintre Itin Brașov și Aro Câmpul Lung Mușcel. Tabela de marcaj nu s-a modificat, deci în continuare cele două echipe la egalitate 0-0. A spune că în culori pastelate, deoarece jocul îmi place, are ritm, cei din Câmpul Lung, deci formația Aro Câmpul Lung, nu se vede că în disputa lor cu Itin Brașov, nu se vede, spuneam, că vin dintr-o divizie inferioară. Deci nu se simte diferența între divizia B și divizia A, cel puțin până acum, în aceste prime 44 de minute ale jocului. Scorul este în continuare 0-0, sper că ați bănuit acest lucru. Aș mai reține microfonul doar pentru a vă relata despre două faze foarte periculoase. În minutul 28, o lovitură liberă executată scurt de Eftimie, a șutat Mutu de la 20 de metri, balonul a fost contrat de Ghindaru, a deviat la Butaru, aflat în poziție centrală la 14 metri de poarta adversă. Acesta a șutat din întoarcere cu piciorul stâng, dar mingea a trecut puțin pe lângă stâlpul din dreapta al porții brașovene, pentru ca 10 minute mai târziu, la o lovitură de la colț, executată de pe partea dreaptă, în direcția de atac a celor din Câmpul Lung de către Mutu, acesta a centrat mingea până la Coman, care a reluat-o din vole, dar a trimis-o peste transversal. Iată că prima parte a acestei dispute s-a terminat. Vâlceanul Gheorghe Constantin a pus capăt acestui spectacol sportiv, acestor prime 45 de minute. Așadar, la pauză, aici pe stadionul Astra din Ploiești, Itin Brașov la egalitate cu Aro Câmpul Lung Mușcel 0-0.
Așa, Tibi Tudor. Mulțumesc, aici pe stadionul Astra din Ploiești s-a deschis scorul. Cei care conduc sunt jucătorii care vin din divizia inferioară. Este vorba de cei de la Aro Câmpul Lung Mușcel. În minutul 53, Sergiu Coman, capitanul lor de echipă, a prins un șut senzațional de la aproximativ 20, poate 22 de metri. El a trimis balonul peste portarul Radu Turdean, care, în ciuda plonjonului disperat, nu a putut opri mingea în drumul său spre plasă. Suntem acum în minutul 54, așa cum vă spuneam, din minutul 53, aici la Ploiești, Aro Câmpul Lung Mușcel conduce pe Isim Brașov cu 1-0, marcatorul golului Coman. Dar iată-l pe Chereseș, reluând periculos balonul cu capul, prinde însă foarte bine cu multă siguranță portarul Heroiu. Pentru că v-am spus de Chereseș, trebuie să vă amintesc de schimbările care au survenit în cele două formații la Isim Brașov. În minutul 55 a părăsit terenul de joc Cristin Dudău, el a fost înlocuit de Virgil Marsavela, pentru că în minutul 64 Adrian Vasile să fie înlocuit de Mihai Chereseș. În același minut 64 o schimbare și la Aro Câmpul Lung, a părăsit terenul de joc Vasile Mutu, el fiind înlocuit de Daniel Procorodi. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și imagini video. Sportmuscel.ro, sportul în muscel, secundă cu secundă. Momentan jocul este întrerupt, s-a și reluat acum, a fost o lovitură liberă, executată scurt la centrul terenului de Eftimie, l-a trimis până la Ionita, a reprimit balonul, o pasă lungă de angajament pentru același Ionita, deplasat foarte rapid în jumătatea adversă de teren, preiau brașovenii, Ologu este cu balonul la picior, îl trimite în cealaltă jumătate de teren, încercând să-l deschidă pe Chereseș, însă unul dintre jucătorii de la Aro Câmpul Lung, am impresia că a fost fundașul Zitaru, a deviat balonul în afara terenului de joc. Nu, Ologu a trimis direct în afara terenului de joc. Zitaru este cel care repune de la margine. Au sărit acolo jucătorul cu numărul 11 de la Aro Câmpul Lung, autorul golului, Coman, împreună cu Jean Stoica. A câștigat brașoveanul. Între timp, balonul a părăsit din nou terenul de joc. Au repus foarte rapid brașovenii. Ei sunt cei care se grăbesc în aceste momente. Vă reamintesc, sunt conduși pe tabela de marcaj cu scorul de 1-0. Ritmul acestei partide se menține în continuare destul de bun. Iată-i acum pe cei din Câmpul Lung, inițiind o nouă acțiune de atac. S-a aflat la balon Ionită, el a căzut, da, a fost faultat, corectă decizia arbitrului Gheorghe Constantin. Vor beneficia cei de la Aro de o lovitură liberă, distanța aproximativ 40 de metri de partea adversă, lateral dreapta, după sensul lor de atac. Trei jucători în preajma balonului, nu se grăbesc, iată-l acum pe Zitaru primind balonul de la Butaru, acesta încearcă o acțiune individuală, însă în tentativa sa de dribling în fața lui Ologu, iese cu balonul dincolo de linia de margine, vor repune cei de la Brașov, jocul se desfășoară la centrul terenului în aceste momente, deci acum când am intrat în minutul 74 aici la Ploiești, vă reamintesc, Aro Câmpul Lung Mușcel conduce în continuare pe Isim Brașov cu 1-0. Dar iată o fază care se anunța periculoasă. A respins Gorgonaru de acolo, pericolul a fost îndepărtat de poarta celor de la Câmpul Lung Mușcel, deci propun să trecem pe un alt stadion. Astra din Ploiești, Aro Câmpul Lung Mușcel învinge Isim Brașov cu 1-0. Vă reamintesc marcatorul golului Coman în minutul 53. Bucurie de nedescris, împreună jucătorii de rezervă, jucătorii care au evoluat la Aro Câmpul Lung Mușcel, conducerea tehnică, toți se îmbrățișează pe teren în fața galeriei, iată din tribune încearcă să pătrundă câțiva spectatori, să sperăm că forțele de ordine își vor face datoria. Vă spuneam așadar, am asistat aici la Ploiești la un joc frumos, antrenant, o victorie meritată a celor din Câmpul Lung, care au muncit extraordinar pentru ea. O replică bună a brașovenilor, dar aceste meciuri de baraj trebuie să aibă întotdeauna învinși și învingători. Astăzi mușcelenii au fost mai buni, felicitări lor, onoare învinșilor pentru modul cum ți-au apărat șansele. Așadar, Aro Câmpul Lung în divizia A din sezonul viitor, iar Isim Brașov coboară în B. Nu mai rețin microfonul decât pentru a vă comunica și o schimbare. În minutul 77, cea de-a doua schimbare în câmp la Aro Câmpul Lung Mușcel, a ieșit jucătorul Sandu Din, locul său fiind luat de Liviu Bădescu. Deci, rezultat final, Aro Câmpul Lung Mușcel 1, Isim Brașov 0. Vă mulțumesc pentru atenție, atât de la Ploiești. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și imagini video.
sportinmuscel.ro. Sportul în muscel, secundă cu secundă.